Renegoie podoba și slava neamului, cel românesc cu credință să-l rugăm într-un gând, pentru noi cei păcătoși cu îndrăzneala lui, purul să-l roage pe Hristos să ne ajute în nevoi păzindu-ne de ispite, căci la tronul Dumnezeirii cu îndrăzneala cuvioșilor stă. Cu credință în suflet veniți la praznicul de credinciosului corea strălucit între Domn, cu lumina neapusă a virtuților, toți pe nea voie vasara, voie vodul cel smerit și plin de înțelepciune, să-l cinstim după cuvință, căci mijlocește la Hristos pentru noi. Pe boierul cel care, iubind pe Domnul său, s-a vrednicit să-i conducă pe credincioșii români, pe vlăstarul cel sfințit al traioveștilor, sfântul și bunul ucenic al lui Nicon cel slăvit neavoie drept credinciosul, iubitorul de cele sfinte și voievodul cel smerit să-l cinstim. Vrednicia primită din mâna Domnului, cu vrednicie lucrat ai și însutit ai rodit, spre folosul cel de obște al românilor, sfinte neavoie vasara, cel ce grijile lumești din dragostea ta cea multă, lepădat ai din a ta minte, nu înceta te ruga pentru noi. Din domnescul tău scaun neavoie Domnului, cel ce ți-a dat vrednicia de voie vod, i-ai adus nevoință și tăcere și smerenie sfântului Nicon ucenic și la cuget următor ai fost, căci înțelepciunea ce-a primită spre mântuire dumnezeiește ai lucrat pe pământ. Din domneasca ta curte, făcând biserică, ai petrecut cuvioase în rugăciune și post, și de grija cea lumească depărtat-o te-ai, țara condus ai înțelept, și din slava cea de domnea voie, cu vrednicie, l-ai slujit pe adevăratul, prea îndoratul și puternic.